Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Un episod în care facem deliciul haterilor și, ghice, facem review unui moped electric. Nu oricărui moped electric, din punctul meu de vedere, cel mai tare moped electric pe care poți să-l cumperi. Acest review nu a fost plătit de absolut nimeni, nu este ideea cuiva, nu este sugestia nimănui, ci pur și simplu este ideea mea proprie și personală. Așa că iată-ne aici, să vedem de ce mi se pare atât de tare mopedul acesta. Hai să începem cu începutul. Moped, scooter, vehicul în categoria L1E sau, nu știu, scuterică, habar n-am, cum vreți să-i spuneți, totul este același lucru, așa că dacă vreți să mă taxați pentru lucrul ăsta, faceți-o fără nicio problemă. Eu o să-i spun moped, pur și simplu. În 2 timpi, în 4 timpi, până în 50 cm cubi, aici nu este cazul, pentru că trebuie să fie până în 4 kW, având în vedere că este electric. Este până în 4 kW, are 2,8 kW putere maximă acolo în spate, în schimb, are un cuplu excelent, este 145 Nm, ceea ce este super, super tare. De la semafor pleci cu siguranță primul, mai ales dacă ești doar tu pe moped. Oricum o să vedeți astăzi cum merge jucăria asta, pentru că este super, super tare. Vorbim mai departe despre spațiul sub șa. Este foarte, foarte consistent. Dacă ai o singură baterie, este perfect pentru a pune o cască open face. Dacă ai două baterii, atunci nu vei mai avea deloc spațiu de stocare decât aici în față. Bateria este una de 40 Ah, ușor de manevrat pentru un bărbat, pentru o domnișoară, doamnă, va fi mai dificil pentru că e destul de grea. 72V, 40 Ah, o poți încărca bateria aceasta absolut oriunde, are un încărcător normal de priză, la restaurant, acasă, la muncă, oriunde o poți încărca. Deci, acum că am dat asta la o parte, durează 5 ore încărcarea ei de la 0 la 100%, 2 ore și jumătate, 3 ore dacă ai un încărcător mult mai rapid, care momentan nu știu dacă este disponibil. Nu știu asta. 120 km cu autonomie cu bateria de 40 Ah, 26 Ah înseamnă că ai 70 km autonomie, realist vorbind, îți spun eu, 45-50 km cu bateria de 26, cu bateria de 40 Ah, 75-80 km garantat, indiferent cum mergi cu mopedul. Bineînțeles să nu mergi tot timpul la deal, dar altfel, pe plat și puțin deal și apoi vale, fără nicio problemă 80 km, cel puțin testat aici în București, care da, e un oraș plat. Vorbind despre lumini cu LED față-spate, fază scurtă, fază lungă, totul este cu LED, avarii, care arată a la Audi, foarte frumos, mă rog, cel puțin din prima generație, că acum Audi vine cu faruri Matrix, sau cine știe ce are Audi în momentul de față, neinteresant, tot ce vreau să spun este că totul este cu LED. Ba chiar și pe laterale avem niște lumini foarte interesante, care sporesc siguranța atunci când mergi în trafic. Mai mult, vorbim despre scărițe cu închidere foarte ușoară, un display aici foarte interesant, un panou, display, OLED, în care sunt foarte multe informații, dar cele mai importante din punctul meu de vedere sunt starea de încărcare a bateriei și viteza cu care mergi. Restul sunt, din punctul meu de vedere, nu foarte importante. Nu interesează pe nimeni câți kilometri ai mers cu mopedul, decât dacă urmează să-l vinzi. Sau vrei să te lauzi prietenilor, nu știu ce să zic. 3 moduri de asistență, 1, 2, 3, 1 de la 0 la 30, de la 2 este de la 0 la 45 și 3 este de la 0 la mai departe. Vom vedea astăzi cât de departe. Hai să-l întoarcem puțin, să vedeți mai bine unde vreau să ajung, și anume aici în lateralul lui, pentru că vorbim despre un scooter. Așa că poți trece dintr-o parte în cealaltă foarte ușor, lucru care, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte folositor. Nu este un scooter jos, este un scooter relativ înalt, ceea ce înseamnă că o persoană sub 1,70 va avea destul de mari probleme, dar nu va fi atât de rău, pentru că poate să se dea puțin mai în față. Platforma aceasta lată, cu un cauciuc, apoi un spațiu de stocare aici în față, unde poți ține două perechi de mănuși fără probleme. Eu le-am pus aici și n-au niciun fel de dificultate în a intra și a ieși de acolo. Un cârlig pentru a pune cumpărăturile, dacă ai nevoie. Cric lateral și, bineînțeles, cric central. Stai aici. Așa, mopedul are 92 de kilograme, îl poți ridica fără probleme, dacă ești un domn, dacă ești o domnișoară, vei avea puține dificultăți în a-l manevra de pe loc și, din punctul meu de vedere, arată foarte, foarte bine. Negru mat, sunt disponibile și alte culori, nu cred că ai vrea altă culoare, bine, negru nu este o culoare, este o non-culoare,
o bară aici să te poți ține dacă ești pasager. Nu știu dacă se poate pune top case, nu am întrebat, nu știu, deci nu mă întrebați pe mine, pentru că asta nu știu. Cred că am dat la o parte cam tot ce se putea da, dacă am uitat ceva, asta este, mă puteți întreba în comentarii. Hai să vedem cum merge jucăria asta care, din punctul meu de jucărie, spun din nou jucărie, nu este o jucărie, este un vehicul în adevăratul sens al cuvântului, care pe mine unul m-a impresionat foarte tare. Mopedul clasic cu motor fie în 2 timp, fie în 4 timp, are o mare problemă, plecatul de la semafor. Mopedele, pentru că nu au unde ajuns de multă putere, unde ajuns de mult cuplu, în momentul în care pleacă de pe loc, e foarte problematică, te împing mașinile din spate și de altfel este și foarte periculos. Fie că un motor Euro 5, Euro 4, n-are importanță, un motor în 2 timpi, în general, dacă nu știu, un scooter modificat, poate Aprilia, acolo, să zicem că tragi odată cu traficul. În schimb, pe un scooter electric, așa cum sunt acum, am și pasager, Georgiana are 46 de kg, eu 75 și o să vedem cât de repede trage de la semafor, da? Deci cu doi oameni, nu cu un singur om. Un singur om, în cazul meu, de 75 de kg, verde, cu siguranță lucrurile sunt mult mai ușoare. Mașinile din spate au rămas, taximetriștii au plecat primul, pentru că întotdeauna taximetriștii sunt cei mai concentrați, dar, în continuare, el este în spate. Și a rămas în spate pentru că eu deja am ajuns la 50 de km la oră. Și este în urcare. Pentru cei care spun că, hei, dar mopedul trebuie să fie limitat la 45, da, legal vorbind este, dar niciunul vă spun că nu este limitat. Chiar și cele de la Blinky pe care le iei sunt la 55 km la oră. Este verde. Și am plecat odată cu motocicleta din spatele nostru. Bineînțeles că el, dacă vrea, ne poate da fum instantaneu. Dar ce-mi place mie cel mai tare, v-am zis, este faptul că poți să depășești traficul. Adică nu stai în spatele mașinilor sau în fața mașinilor rămânând grijuliu că, aoleu, ce se întâmplă. Ci cu mopedul ăsta chiar mergi. Și asta mi se pare foarte, foarte tare, că nu mai ești în pericol, nu te mai gândești, aoleu, stai că ce fac? Nimic, doar accelerezi și îți vezi de treabă. Nu trebuie să stai tot timpul cu ochii în oglinzi. Virajele se iau excelent. Vorbim despre anvelope mari, am cauciucuri foarte de foarte bună calitate, care țin foarte bine și pe ud. Ciclistica, știți că gluma mea cu scuterele este un WC-ul pe roți și de cele mai multe ori așa este, dar aș compara mopedul ăsta cu un Aprilia SR50 pe care l-am avut atunci când eram puștan, pentru că trebuie să recunosc că îmi place enorm de mult cum se controlează. Aici facem stânga și mergem la următorul test. Și o a doua mare problemă pe care o ai cu mopedul este că atunci când ești la deal, s-a terminat. Adică nu se mai pune problema de urcat. Mai ales dacă ești doi pe moped. În schimb aici, în fața mea, puteți să vedeți muntele, să zic așa. Și credeți-mă că mopedul ăsta chiar trage excelent la deal. Sunteți gata, da? Georgica, te ții? 3, 2, 1 și... Și asta e momentul în care pune forță completă. Cu mopedul meu, abia dacă reușesc să merg aici cu 20 de km la oră. Și iată-l cum urcă, deja este la 30, fără nicio problemă. Dacă ești în mișcare, atunci poți urca de la ăsta și mult mai ușor. Din păcate nu ne putem noi întoarce pentru că aici este sens unic. Dar putem să mergem în partea cealaltă. Eu compar acest moped cu mopedul meu. Mulțumesc mult că te-ai uitat. Cu mopedul meu de 50 cm cubi. Și credeți-mă, aici la vale imediat accelerează. Și hai să testăm și frânele printre altele. Sunteți gata? 3, 2, 1 și... Cum a fost? O, Doamne, este incredibil! E adevărat că am mers pe un alt moped care avea, cel de la Cumpan, pe care l-am testat. Ei bine, acela avea frâne cu 4 pistoane pe spate, ăsta are cu 2 pistoane, dar frânele se comportă excelent. Ce nu-mi place este că nu are regen braking și lucrul ăsta mi-ar fi plăcut enorm de tare. Și hai să vedem, începem de aici, din punctul de unde începe și dealul. Suntem la 25, 28, 32, 36, 37, 39. În continuare urcă. Dealul ăsta foarte, foarte abrupt. 44, 45, nu se oprește. Da? Și deja aici începe să scadă, pentru că am dat drumul la accelerație. Dar credeți-mă că urc așa până la 55 fără nici o problemă. Următorul test pe care vreau să-l fac, de fapt sunt două teste de altfel, este cum se strecoară prin trafic și dacă este o problemă în momentul în care nu ești auzit. Pentru că marea grijă a oamenilor este, păi stai puțin că nu te aude nimeni. Ce se întâmplă dacă nu te aude nimeni? Ce faci, Marius? Ce faci? Ai niște light bar-uri care
luminează excelent și te fac extrem de vizibil. Și asta mi se pare că dă un aspect premium mopedului, aici pe viraj, fără nicio problemă. Și țin pasul cu traficul, mașina din fața mea nu m-a lăsat deloc în urmă, nici măcar pe accelerație aici, unde v-am zis, de la 40 km la oră lucrurile încep să tragă și mai tare. Adică nu se opresc, nu rămân acolo în spate. 2600 de euro nu sunt deloc bani mulți. Știu că ai vrea să crezi asta, dar unii oameni au telefon de 1000 de euro în buzunar. Și aici mă refer la iPhone 12. Da? Deci, chestia cu sunt bani mulți, da, sunt bani mulți pentru cineva care are un salariu minim pe economie și cu siguranță nu se gândește să meargă cu așa ceva și merge probabil cu transportul în comun. Ne ținem după motocicletă! Cât de tare! Așa. Dar pentru cei care sunt normali la cap și știu că nu pot să te iau, îmi pare rău, am deja pasager. Pentru cei care sunt normali la cap și știu deja că important este să salvezi cât mai mult din timpul tău și să nu-l petreci în trafic sau să nu-l petreci oriunde în altă parte decât pentru tine, înțeleg și rostul unui astfel de vehicul și avantajele pe care le are. Nimic altceva. Nu sunt aici să vă conving să-l cumpărați. Nu e treaba mea, faceți ce doriți voi. Eu doar vă spun avantajele pe care le are. Clar, sunt și dezavantaje. Iar aici am ajuns la testul despre care vorbeam. Și anume, mersul în trafic. Ghidonul ăsta este îndeajuns de îngust pentru a te strecura în trafic, dar totuși să te facă să te simți și în siguranță și printre altele să controlezi vehiculul în siguranță? Răspunsul este da. După cum puteți vedea, merg foarte ușor, cu 20 de km la oră, e adevărat, fără nicio problemă. Aici trebuie să revenim pe bandă, pentru că mașinile s-au pus în mișcare. Uite, el ne-a văzut și ne face loc. Îți mulțumesc tare mult. E în regulă, mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult, apreciez. Iar aici nu putem merge mai în față. De fapt, ba da. Hai să vă arăt și cât de ușor este să mergi printre mașini. Mulțumesc tare mult, apreciez. Mulțumesc mult. Vezi, nu ai nevoie de o tobă mare. Ai nevoie de o tobă mare ca să bați ritmul foarte tare, dar altfel, mai mult de atât nu. Suspensia mopedului este oarecum moale când ești tu singur și cu o greutate normală, să zicem de 80-85 de kg. Gropile în general sunt tolerabile și nu ai niciun fel de problemă, chiar și cele mai mari. Dar dacă ai și pasager, trebuie să ai destul de mare atenție pentru că o să dai capăt suspensiei relativ repede. Dacă ai gropi mari, dacă ai gropi mici, atunci nu-ți face griji că nu e niciun fel de problemă. În momentul în care mergi în trafic cu un scooter, nu ai de ce să te enervezi, decât să te relaxezi, pentru că, în primul rând, nu ai zgomot, asta e cel mai important, și fără zgomotul ăsta, înseamnă că ai timpul să auzi alte sunete, nu știu, păsări, chestii. E adevărat că aici nu sunt păsări, sunt doar motoare, dar, așa cum am zis, nu vibrează nimic, nu e nicio problemă cu nimic, totul este așa cum trebuie, cu traficul, cu... și controlabil pe viraje. Georgiana mă ține foarte strâns pentru că ea nu e obișnuită cu astfel de ieșiri de ale mele. Apropo, și întotdeauna ești primul la semafor, s-a făcut verde și ai plecat de pe loc. Este o plăcere să mergi cu scooterul ăsta. Deci șaua este relativ înaltă. Mare atenție de luat în considerare. Eu spun că este foarte confortabilă. Georgiana spune că nu este dintre cele mai confortabile șei. Eu, mie îmi place foarte mult. Cel puțin poziția pe care am eu pe el este printre cele mai confortabile pe care am avut până acum. Șaua este din două părți. Probabil că partea ei se uită și ea la suflet. Ce să mai, șaua asta? Se uită la sufletul omului. Cred că asta e cel mai important motiv. Oricum, șaua e o chestie personală, depinde ce fund ai. Dacă ai un fund care tolerează chestii, eu al meu, spre exemplu, a fost tăbăcit de șei, de biciclete, de toate felurile de chestii, deci acum nu știu să zic. Hai să vă arăt o funcție foarte tare a mopedului pe care aș vrea să o regăsesc pe fiecare motocicletă pe care aș merge sau moped. Partea de mers înapoi. Apeși aici acest buton care spune R, reverse, mergi ușor înapoi și dai mopedul în spate. Electric. Cât de tare este lucrul ăsta, nu mai te chinui tu cu picioarele, nu mai stai să împingi, stai să dai de ghidon, să brachezi stânga-dreapta ca disperatul, nici vorbă. Pur și simplu, dai înapoi, fără probleme, ia uite. Hop! E super, super tare. Un alt lucru pe care cu siguranță o să-l apreciez la mopedul ăsta este accelerația. Pe lângă faptul că este foarte liniară și se petrece așa ușor, ia uite, accelerația asta
funcționează niște incremente foarte, foarte mici. Adică 0,1%, 0,2%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%. Și pleacă în funcție de cât de tare strânge această chestie accelerație, care, ia uite, nu se întâmplă nimic, da? Absolut nimic. E, în momentul în care încep să... Sunt anumite mopede, cum este, spre exemplu, Super Soco, unde ai on-off, atât. Adică ai tras de accelerație, ai toată puterea odată. Ăsta, în schimb, ai liniar totul. Acum, spre exemplu, sunt la, să zicem, 10% din accelerație. Iată-mă, în timp ce nu fac altceva decât să merg cu 20 km la oră, chiar și pe nivelul 3, unde nu mă zmucește, nu se întâmplă absolut nimic. Iar acum merg la vale, fără să fac nimic cu accelerația. Și viteza rămâne aceeași. E un mod excelent de a salva bateria cu un astfel de vehicul, printre altele. Că nu are niciun fel de rezistență la înaintare. Zero. Știți ce aia? Zero? Zero. Spațiul de la picioare este foarte, foarte bun. Eu port 43 și lucrurile stau foarte bine. Dacă ai 46, va fi puțin mai problematic, pentru că vei sta destul de strâns, dar cred că nu e așa o mare problemă pentru distanțe scurte. Totodată ai spațiu de depozitare aici, lucru care, din nou, este super tare. Din păcate, nu este încuiabil, nu-l poți încuia cu cheia, așa că este mai problematic din punctul de vedere. Și uite, vezi, cineva se uită la el. Și nu este prima persoană care este atrasă de moped. Să știți că atrage foarte, foarte, foarte multe priviri. Toată lumea se uită la el pentru că, v-am zis, din punctul meu de vedere arată foarte bine. Foarte, foarte bine. Mai ales pentru un produs care nu este premium. Este un produs de, nu știu, comercial, care nu spune Horwin. Cine e Horwin? E o marcă. Mă uitam să văd dacă e roșu, nu mă uitam în direcția aia, să știi. E verde? Nu este un produs cum este, spre exemplu, Vespa electrica, care, între noi fie vorba, e o chestie overpriced. Am mers pe ea, am testat-o puțin, clar se simte că e o chestie făcută cum trebuie. Vespa e un lucru care emană atât de multe lucruri. Fashion statement, emană istorie, emană foarte multe lucruri. Dar, totuși, 6500 de euro emană puțin rip-off, din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați pe mine. Mopedul ăsta se simte la fel de bine ca Vespa electrica, nu l-aș diferenția cu nimic, trage la fel de bine, autonomia este aceeași, acumulatorul este unul Panasonic, drept urmare nu am ce să-i reproșez și mai mult, așa cum v-am zis, am mers cu mopedul ăsta pe toate tipurile de vreme, mă rog, mai puțin zăpadă. În rest, am mers pe tot ce se putea merge și nu am ce să-i reproșez. Personal, cred că este excelent și mai ales pentru orașe de genul cum este Bucureștiul, cum sunt orașe mari în România, Cluj și așa mai departe. Hai să mergem și pe o stradă cu multe, multe, multe denivelări, așa cum v-am zis, fără nicio problemă. Uite, și dacă vrem, mai și depășim, pentru că trecem peste linia în tramvai fără probleme, are învelope groase care își fac treaba excelent. Georgiana este foarte frică pe liniile de tramvai, mie absolut deloc și nici pedalele astea, pedalele de beton de sub mine, care nu îmi pun deloc probleme, nici pe frânare. Așa. Mi-aș fi dorit ca mopedul ăsta să aibă ABS, da, cu siguranță. Cu siguranță. Are ABS? Nu. Nici măcar CBS, adică frâne combinate, ci trebuie să meșterești tu puțin la frâne ca să fii sigur că frânezi cum trebuie. Asta e unul dintre punctele care mi-ar sări în cap imediat când mă gândesc la partea de frânare, pentru că atunci când mergi cu viteză, dacă nu ai frâne bune, nu luați nume de rău, în sensul că frânele sunt ok, sunt chiar foarte bune, mai ales pentru un moped de genul. Dar măcar un CBS, dacă era, ar fi fost excelent. Mopedul acesta excelează în locurile unde un motor cu combustie internă nu ar excela niciodată, cel puțin în capacitatea asta cilindrică. Și aici mă refer la plecarea de pe loc de la semafor, modul în care se conduce, nu există vibrații, nu există fum, nu există pârâieli de genul. Bine, fumul e infim pentru motoarele de euro 4, euro 5, dar chiar și așa există, da? Iar la noi nu este cazul, că noi vorbim despre România, București, dar în statele europene cu apă caldă, sau cel puțin capitale europene cu apă caldă, e bine, acolo lucrurile stau un pic diferit. De ce? Pentru că foarte multe dintre capitale au introdus taxe pentru noxele auditive sau anumite zone unde nu ai voie să urci peste 70 de decibeli. Așa că singurele vehicule
care vor intra acolo vor fi cele care sunt cu tobă, nu știu, peste tobă, sau cele electrice. Mă refer la mașini și mopede electrice. Concluzia, este acest moped mopedul perfect? Nu, cu siguranță nu. Dacă vrei ceva ultra fashion, atunci îți iei Vespa electrică. Dacă vrei să mergi pe ceva care seamănă motocicletă, îți iei cu siguranță Super Soco. Dacă vrei să-ți iei un moped mai ieftin, sunt câteva soluții cu 2000 de lei mai ieftine, dar personal nu le-aș recomanda pentru că nu se apropie nici măcar, nu știu, la 80% din calitatea construcției acestui moped. Deci, este dealul secolului pentru unii, pentru 2600 de euro. Este pentru unii ceva foarte scump, care vor să-și ia, nu știu, Golf 4 matriculat pe Bulgaria. Îi dăm pe ei deoparte. Ce nu-mi place mie după ce am testat acest moped? 1. Bordul acesta este dintr-un material care se numește Piano Black sau plasticul acesta lucios, care face lucrurile să arate premium, cu siguranță. Dar dacă ai niște mănuși mai trainice și vrei să ștergi aici de ploaie, de apă sau de praf, folosește o lavetă care nu zgârie. Pentru că dacă vei da așa peste suprafață, cu siguranță vei zgâria plasticul ăsta și nu o să arate prea bine. Oglinzile sunt absolut îngrozitoare. Personal, știu că sunt o, nu știu, investiție minimă aceste oglinzi, dar, sincer, oribile. Am mers pe multe vehicule, dar n-am văzut oglinzi mai enervante ca astea. Dar, bine, 100-150 de lei cu siguranță poate să schimbe lucrul ăsta în bine. Switch-ul pentru semnalizare, din păcate, nu este cu self-canceling sau prin apăsare. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este îngrozitor, pentru că nu știi niciodată. Eu, că sunt obișnuit cu ele, nu e o problemă, dar Georgiana a mers cu scooterul și a zis că este îngrozitor, că uită mereu să semnalizeze dacă n-ar fi bipul ăsta. Și apropo de bipul ăsta, bip, bip, sincer eu, e ca o mașință de jucărie care dă înapoi. Puteau să pună un sunet mai interesant, nu știu, o melodie așa din viitor, un sunet din viitor, știi, ceva mai interesant, nu bipul ăsta, bip. Nu știu, ori e un camion care, un camion de jucărie care dă înapoi, ori, nu știu, un aparat EKG pentru șoareci, ceva de genul, o chestie așa. Gata, nu mai îl critic, pentru că nu am ce să-i găsesc alte probleme, îmi place enorm de tare. Are blocaj pentru ghidon, îi poți bloca ghidonul, mai puțin la partea de antifurt, dacă îi blochezi ghidonul, asta înseamnă că în continuare îl poți muta, deci trebuie neapărat să iei un blocator de disc, cum se numește el aici la noi la București. Altfel, mi-a plăcut enorm. Merge foarte repede, trage foarte repede, totul este așa cum trebuie, se simte excelent. Nimic nu se simte, nu știu, ieftin, prost, de proastă calitate, totul se simte premium, sincer. LED-urile astea, în tot ce dai, nimic nu se simte aiurea. Până și apărătoarea asta care trebuie să vibreze, este metalică și de foarte bună calitate. Anvelopele, deși sunt honciung chom tan chung chalai, țin excelent și am mers cu ele pe ploaie, așa cum am zis, și nu mă așteptam să pot frâna fără nicio problemă. Ce îmi place și mai tare este bordul ăsta care e lizibil în orice fel de vreme și îmi place faptul că știu câtă rezervă mai am și trebuie să îl recomand, mai ales pentru prețul pe care îl are, mai ales pentru cum este și cum se simte. Nu o să spun de unde este, pentru că am spus că acest video nu este unul plătit, îl găsiți singur pe net, sincer. Nu mă interesează, având în vedere că nu este un review plătit, dar sper să vă fi trezit interesul, pentru că tot ce am spus aici este cât se poate de real. Apropo, dacă aveți ocazia să-l testați, nu o să spun unde, nu mă interesează, nu e treaba mea, dar dacă aveți ocazia să-l testați, veți ajunge la aceeași opinie cu a mea. Este absolut incredibil pentru banii pe care îi plătești pe el. Cam atât. Vă mulțumesc pentru că vă uitați la mine. Ne vedem în episodul următor. În episodul următor va fi cu siguranță cu o motocicletă gigantică de, nu știu, un Indian sau ceva, un Royal Enfield. O treabă. Vă mulțumesc pentru că vă uitați la mine. Ne vedem în episodul următor. Salutare, pa, pa. 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 Motorul acesta trage strună. O să vedeți imediat cum, pentru că... Hai, încă o dată. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Ok, încă o dată. Mopedul are un... Mopedul are. Încarci o astfel de baterie. De până la 4 kW sau dacă este... scuze. Ultima oară, probabil.